Igor Dodon care vine cu amenințări, cu șantaj și ne spun oamenii de peste tot, și de la nord și de la sud, astăzi am primit informații cum funcționari publici în diferite instituții sunt șantajați, li se spune că vor fi dați afară din funcții dacă nu vor vota, nu vor prezenta dovadă că votează cu Igor Dodon. Șefi de întreprinderi care ne spun că sunt forțați să demonstreze că vor asigura un anumit vot, un anumit număr de voturi de la întreprinderile pe care le conduc. Deci este o presiune enormă pe funcționari. Este șantaj pe primari. Sunt toate aceste încercări de a frauda și foarte multă denigrare și minciună. Iată așa încearcă Igor Dodon să câștige aceste alegeri. Pe de altă parte, noi le spunem oamenilor sincer ce putem face, cu ce putem să începem curățarea statului, ce putem să facem pentru oamenii nevoiași imediat, ce putem face pe termen mediu. Asta ar trebui să reprezinte o campanie. Dezbaterile ar trebui să fie în jurul problemelor oamenilor, nu în jurul sperietorilor inventate de Igor Dodon. De ce oamenii ăștia nu ies, care sunt șantajați, care sunt țiliți, nu ies să vorbească, nu depun plângeri la procuratură pentru presiuni? Pentru că oamenii au o experiență nu neapărat bună din trecut, atunci când cei care au îndrăznit nu întotdeauna au fost apărați de instituțiile statului. Oamenii nu au o experiență bună în care să știe că am venit, mi-am spus punctul de vedere și a fost sancționat cel care pune această presiune. Și o să ne ia ceva timp până când oamenii o să prindă la curaj, dar cel mai important este ca după 16 noiembrie să nu mai existe aceste presiuni. Și eu voi munci în acest sens, chiar dacă președintele nu conduce cu toate instituțiile, dar din funcția pe care o voi avea, voi transmite mesaje foarte clare și foarte dure tuturor celor care încearcă să limiteze libertățile elementare ale oamenilor, libertățile elementare de a avea propria convingere politică, indiferent dacă place șefului sau nu, de a nu fi silit să organizeze alți oameni, de a nu fi silit să participe la acțiuni de fraudare, pentru că asta se întâmplă dacă vorbim de pădurari. Ei sunt siliți să folosească metode de cumpărare a voturilor. Dacă vorbim despre alte instituții publice, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că avem aceste libertăți și toată lumea, la toate nivelurile, să înțeleagă că nu se poate folosi de oameni, de funcție pe care au, pentru ca să-și impună o anumită convingere politică. E vorba de frică? În Moldova se trăiește în frică? În continuare. Sunt localități în care oamenii nu au aceste presiuni foarte mari, dar sunt localități în care presiunea este foarte mare. La Ocnița, în Găgăuzea, ați văzut și dumneavoastră, în multe raioane din nord, și nu doar. Am văzut în această campanie mai multe localități unde oamenii se simt presați. Am văzut și raioane unde avem administrație care își respectă cetățenii și unde, cel puțin la nivel de raion, la nivel local, nu există această presiune. Dar trebuie nu să există eliberăm. Presiuni, deci nici nu încearcă să facă presiuni? Sau nu, din partea președințelor de raioane, acolo unde avem oameni care respectă procesul democratic. Dar presiunea în celelalte localități vine de la președinții de raioane? În mare parte de la președinții de raioane, dar bineînțeles că vine de sus și mai departe este exercitată prin președinții de raioane, prin organizațiile de la nivel. Și cu ce amenință? Ce le spun oamenilor? O să-și piardă locurile de muncă. Asta este primul lucru cu care îi amenință. Un primar cum poate să-și piardă locul de muncă? Primarii, în cazul primarilor, se vorbește despre faptul că nu vor primi finanțare, se folosește Autoritatea Națională de Integritate împotriva lor, se folosește CNA împotriva lor, așa ca pe timpul lui Plahotniuc. Dar cele mai importante sperietori sunt că nu vor primi finanțare. Știm, pentru că aceste lucruri s-au întâmplat și pe timpul regimului lui Plahotniuc.